Vremea trece, vremea vine, anii vin și anii trec, nu se mai opresc, numai dragostea rămâne. Femeia mea pe care o iubesc, tu pentru mine ești ca o icoană, primăvara sufletului meu. Mă închin în fața ta, iubită doamnă. Bună ziua tuturor! Bună ziua! Nu aud aplauzele, da? Că este sărbătoare mare, da? Așa, cu toții! Înțeleg că dumneavoastră sunteți astăzi omageate. Da. Și noi, compania, fac surprize. Adică cineva, prin intermediul nostru, v-a făcut această surpriză. Dar cine și cum ați aflat în curând? În primul rând vreau să vă mână acest buchet de trandafiri. Sunt pentru dumneavoastră, să vă bucure sufletul. Aici aveți o șampanie, ca să serviți oastea din această zi minunată. Și desigur o tortă dulce, ca să vă îndulcească sufletele dumneavoastră. Și totuși, vreau să vă întreb dacă vă dați seama de unde vine această surpriză. Vă dați seama? Nu prea, așa că să știu de la cine. Dar presupuneți că... Copiii, mă gândesc, poate... Cine mai aveți drag sufletului dumneavoastră? A doua jumătate, cine? Păi soțul, sigur. Păi că e și este din partea soțului dumneavoastră această surpriză și vreau să vă citesc și câteva cuvinte din partea lui. Dar eu s-o ascult, spune. Scumpa mea soție, astăzi este o zi specială, este ziua ta. Te iubesc nespus și îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine. Ești o femeie perfectă, o prietenă unică, ești sufletul meu pereche. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi de faptul că mi-a adus în cale. Mă rog mereu să fii sănătoasă, cu bună dispoziție și fără griji. Vreau să te distrezi azi și să înțelegi cât de specială ești. Te iubesc, la mulți ani fericiți alături de mine. Bravo! Mulțumesc! Așa, soțul este aici, nu vrea să apropie și el să... El a fugit. Să rugi soția. Și soțul a fost la cuplu. Să luată carne aici. Cred că soția merite și un sărut ca de ziua ei, da? Da. Așa, de ce nu, sigur că... Și vreau să vă întreb dacă... Dar și mai multe? Vreau să vă întreb dacă v-a plăcut surpriza, sunteți impresionate și un semn de mulțumire să-i spuneți și soțului. În primul rând îi mulțumesc că... Hai, nu mă înțeleg. Că avem cum, o familie unită. Ne-am înțeles până acum când o cedat el, când am cedat eu. Și am dus, cum, atâția, avem 25 de ani. De căsătorie și pe unii mai greu, pe unii mai ușor, dar am mers înainte și mă bucur că suntem împreună până acum și să doresc până la dâși bătrâneț. Așa să fie. Bravo! Bravo! Așa! Te iubesc, eu toată viața te-aș cânta, de mii de ori te-aș săruta, eu toată viața te ador. Ești simfonie de amor.